Continuăm cu altă știre. Angajații din Republica Moldova lucrează în medie 40 de ore pe săptămână, arată datele Biroului Național de Statistică. Astfel se clasează la mijlocul unui clasament privind timpul pe care îl petrec salariații europeni la serviciu, la egalitate cu alte țări din Europa de Est. Dincolo de statistici, însă, unii angajați sunt nevoiți să lucreze mai mult, ceea ce poate avea efecte negative asupra sănătății, spun psihologii. Bărbații din Republica Moldova lucrează în medie 40,8 ore pe săptămână, iar femeile stau la serviciu 38,5 ore săptămânal, potrivit Biroului Național de Statistică. Datele mai arată că, în funcție de statutul profesional, cel mai lung program îl au patronii, iar cel mai scurt cei care lucrează pe cont propriu. Normal că bărbatul să muncească mai mult ca femeie. Femeia mai are grijă de copii, acasă, gospodăria. Cred că e normal așa. 8 ore pe zi, în afară de sâmbătă, duminică, ca oricine, fiind angajat. Băi, normal, eu cred. De ce nu? Așa este, așa suntem obișnuiți deja cu tempoul ăsta. Nu știu, poate altcineva îi pare mai mult, dar eu consider absolut normal. E mult. Cât lucrați? 8 ore. Se pare mult? Da. La mine lucru e obositor. În ce domeniu? Horeca. Și în Europa, programul de lucru standard este de aproximativ 40 de ore pe săptămână, dar există diferențe de la țară la țară. În timp ce statele balcanice au cele mai lungi săptămâni de lucru, în țările nordice salariații stau la serviciu mai puțin. Conform statisticilor, cel mai mult se lucrează în Turcia, câte 44 de ore pe săptămână, urmată de Serbia cu 42 de ore și Bosnia și Herțegovina 41 de ore. Angajații din Grecia și România lucrează în medie 40 de ore pe săptămână. În fostele republici sovietice, Lituania și Letonia, salariații stau la serviciu câte 38 de ore pe săptămână, iar în Estonia câte 36 de ore. În schimb, cei din țările de jos lucrează doar câte 32 de ore pe săptămână. Unii dintre basarabenii plecați în străinătate spun însă că lucrează mai mult decât spun statisticile oficiale. De exemplu, în Italia, mai eu, după muncă oficială, așa, mai eu un alt lucru și pe urmă acasă tot e lucru. Deci asta se face 18 ore pe zi, în minimum. Eu sunt antrenor de box în Ashdod, în Israel. Și lucrez, mi se pare că așa, 10-12 ore pe zi, 6 zile în săptămână. Așa de mult? Da. Lucrăm mult acolo, avem numai o zi de odihnă, sâmbătă, și duminică începem săptămâna. Un program mai lung de 55 de ore pe săptămână poate avea efecte negative asupra sănătății, spun psihologii. Indiferent câte ore lucrăm pe zi, însă este recomandat să luăm periodic vacanțe. Ele ne pot ajuta să evităm epuizarea și să ne creștem productivitatea, motivația și implicarea. Este regula la 3 de 8 pe zi, trebuie să fie 8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore de timp liber. Astăzi, filme, relaxare, plimbare, hobby, petrecerea timpului cu familia, cu copiii. În general, acum, în urma analizei la nivel european, s-a stabilit că, totuși, cele mai productive sunt 6 ore. Și foarte multe din țările scandinave deja își propun și trec încet, încet la acest program. În anii 1800, oamenii erau nevoiți să lucreze aproape 100 de ore pe săptămână, între 10 și 16 ore pe parcursul unei zile de lucru. 100 de ani mai târziu, în 1900, mai multe industrii au adoptat ziua de muncă de 8 ore, 6 zile pe săptămână. Abia în 1914 a fost eliminată o zi de lucru din orarul angajaților, în general sâmbăta, ceea ce a condus la apariția săptămânii de lucru de 40 de ore.